Cosmin Chira este noul primar al Comunei Remetea Mare. Cetățenii au votat, iar primăria a fost câștigată de candidatul alianței PSD-PNL. În următorii 4 ani, Cosmin Chira va implementa proiecte noi pentru a aduce comuna la adevărata evaluare. Edilul se angajează să asculte nevoile și preocupările cetățenilor și să lucreze neobosit pentru a face ca Remetea Mare și Ianova să prospere. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată prin votul dumneavoastră. Le mulțumesc și celor care nu m-au votat. Am înțeles că trebuie să mă cunoașteți mai bine și să vă câștig încrederea demonstrându-vă că vi s-au spus lucruri neadevărate despre mine. Voi fi primarul tuturor, și al celor care m-au votat, dar și al celor care nu m-au votat. Vă asigur că tot ceea ce am afirmat în campania electorală va fi scopul meu în următorii 4 ani, și anume să duc comuna noastră la loc de frunte. Vă asigur că voi fi tot timpul în mijlocul dumneavoastră și împreună cu echipa mea vom depune toate eforturile pentru a avea cele mai bune condiții de trai. Suntem o mare familie, Remetea Mare Ianova, și îmi doresc să fim mândri de casa noastră, comuna noastră, transmite Cosmin Chira.